Scufița roșie pentru adulți Era odată ca niciodată o fetiță zglobie și jucăușă, pe care o iubea oricine vroia. Și dacă n-ar fi fost și nu ar fi avut vreo 20 de ani, nici povestea n-ar fi existat. Într-o zi, maica s-a sătulă de scufiță că-i fură clienții, o cheamă pe baga pe scufiță și îi zise Scufiță roșie, vezi că a venit pachetul de la tactul din Italia. Ia trei mandarine și un panetone și două lui mamaie și dacă te abazi de la drum și îți pică ceva nou, să nu uiți să-l trimiți și la mine. Așa am -mi să fac, mămico, zise scufița fericită. Cum mergea așa scufița, dând din fund ca garofița, hopuie și în calea lată, lupul ce-o mai gâdilis odată. Stop, stop, stop! După cum văd, n-ai dat subscribe la canalul urecheatul de pe YouTube. Dacă reușim să facem 20.000 de subscriberi pe canalul nostru, va urma și povestea pentru adulți, Alba, Cazapada și cei șapte pitici. Hai cu subscribe-ul! Bună ziua, scufiță roșie! Mulțumesc frumos, lupule! Încotro așa de dimineață, scufiță roșie! Mă duc până la bunicuța, mânca mei păsăricuța! Și ce duci acolo sub șorț? Ei, parcă n-ai ști, vrei să guști? -u 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 -u. Apoi lupul își zice în sinea lui, Frage de fetița asta, ce îmbucătură pe cinste ar fi, ia să o mai perpelez puțin. Scufiță roșie, vezi ce floricele frumoase sunt prin pădure? Scufița, fiind o fată foarte rea, de muscă, îi zise lupului. Auzi, dihanie, ai vreun gând serios sau mă duci cu zaharielul? Lupul, de fapt, vroia să o bombardeze pe bunicuța, căci că e mai bună ca scufița, așa că fugi de scufiță mâncând pământul. Liberă și neprihănită, scufița dornică să-i tencuiască cineva scorbora, mergea senzual prin pădure, căutând un haiduc, poate doi, care să-i rupă fâșul și să-i bage un lemn în sobă, poate o ceată. Nașiție, nașiție, cum mergea ea așa și a adus aminte că acum ceva timp mai mulți flăcăi au lărgit peștera la o casă părăsită. Mergând spre casă, ea a început să strige. Flăcăi, flăcăi, unde sunteți? Vă aștept de mai puteți! Haideți să facem tură băgând mielul la căldură! A mers cu fița prin pădurea virgină și a găsit haiducii de lemne care au ajutat-o să-i tencuiască scorbora. După câteva zile de uns gogoașa cu glazură, hai duci lemnului s-au săturat să mai ducă lemnul la castor și o fugări pe scufița în ei. Între timp, la casa babei, lupul se săturase de mâncat păsăricuța babei și părăsi și el cocioaba. Ajunge și scufița la casa babei și începu să zică. Bunicuțo, de ce ai păsărică așa de mare? Da. M-au prins haiducii de lemne și mi-au făcut păsărica curcan. Ei, lasă, că-ți trece, la lupă și când e borcan. Scufița își trase sufletul și dăduce chinde de la bordel ca să bunece. Ce s-a întâmplat apoi e de neimaginat. Din șapte sati flăcăi au pornit la combinat. Lupu, panicat de zgomot, întrebă o păsărică ce se vede mai cânzare. zare? Vin spre scufița sute de cuci, -o prinde să prinde să-i dea la buci. leu și vai de mine, ce-a urmat nu se mai știe. Au coborât moș un și au dresat maimuța, că scufiței îi plăcu și în broscuța. Acu rezistă la ciocan și mândră de alei curcan. Morala Lupui sătul să fița vie, dă like și distribuie. Și acum la încheiere eu vă zic, hai să adunăm 20.000 de subscriberi pe canalul Urechiatu și fac altă poveste pentru adulți, alba ca zăpada și cei șapte pitici. <fie>